Deci pot începe. Neața, dragilor, încă o dată ne vedem tot aici la podul de la Luțca, deja celebru. Să mă dau mai încoace ca să intrăm în lumină, în soare, în ceva, da? Vedeți în spatele meu și auziți în spatele meu că se lucrează, pentru cei care poate n-au citit pe www.roman24.ro, pe data de 15.09 s-a încheiat contractul, a fost încheiat de fapt contractul de lucrări cu asocierea SC Keeper Trans SRL, SC Andrei Construcții SRL și SC Claudiu Demolări SRL. În vederea eliberării albiei râului Siret, așa cum vedeți și în spatele meu, se lucrează deja. Prima observație pe care a făcut-o colegul Ciprian a fost: băi, dacă e așa de greu să îl dea jos, înseamnă că a fost ceva material băgat în el. Cu siguranță se vede și se aude cum lucrează utilajele. Primul segment e deja făcut praf, sau în fine bolovani încă nu știm, resturile nu știm încă la ce vor fi folosite. Probabil că o să vină niște lămuriri și exact cum te așteptai s-a închis gardul, pentru că nu știu de ce n-avem voie să filmăm sau nu-și doresc să filmăm un obiectiv care e de super importanță pentru oamenii din zona asta. N-am venit să le luăm fierul, beton și cimentul, ci doar să prezentăm o stare. De fapt, partea bună este, și aici trebuie să fiu cât de cât vesel, mulțumit, că deși au trecut 1 miliard de ani de când a căzut podul ăsta, în sfârșit ceva se mișcă. Podul este cel vechi demolat. Vom trăi și vom vedea când o fi să înceapă lucrările la celălalt nou, că trebuie să se facă un pod aici. Deocamdată o să mai luăm niște imagini și o să încercăm să vă arătăm cum se lucrează în acest șantier.